Despre ce să vorbesc cu o fată? Asta este una dintre întrebările cele mai frecvente pe care le primesc de la voi și mereu stau puțin și mă gândesc. Asta e o întrebare serioasă, adică sunt atât de multe subiecte pe care le poți aborda. Dar apoi îmi dau seama că poate există băieți care pur și simplu nu au experiența necesară sau fetele nu își fac partea lor pentru a le ușura munca și să continue conversația. E bine, astăzi am să-ți pun la dispoziție 8 subiecte super interesante pe care poți să le dezvolți cu fata de care îți place, astfel încât să îi captezi atenția și să nu rămâi niciodată fără cuvinte. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul subiect pe care trebuie neapărat să-l discuți, atât în persoană cât și prin mesaje, este muzica. De obicei, când vorbesc cu o fată, una dintre primele întrebări pe care îi le adresez este ce fel de muzică asculți. Și o rog să-mi trimită primele 3 melodii pe care ea le ascultă cel mai des, promițându-i că și eu îi voi întoarce favorul. Și de aici se poate naște o cu totul altă discuție, spre exemplu, ce au aceste melodii special pentru care le asculți, care este artistul tău preferat, sau chiar vă puteți juca un joc numit Song Pop, dacă nu mă înșel. Este un joc în care trebuie să ghicești melodia doar ascultând-o. Se poate juca în doi, online. Am mai făcut asta înainte și e destul de distractiv. Muzica este un loc în care te refugiezi în orice stare te afla. Și să vă prezentați unul altuia acest loc al vostru este un mare pas înainte pentru relația voastră. Apoi, cu fata de care îți place, poți vorbi despre filme sau seriale. Ca un fapt divers despre mine, n-am urmărit niciodată un serial cap-coadă, dar am văzut suficient de multe filme încât să pot vorbi despre ele și să pot recomanda câteva și sunt sigur că ăsta e și cazul tău. Puteți vorbi despre filmele voastre preferate și de ce v-au plăcut sau despre filme care vor urma să apară și, cine știe, poate vă puneți de acord să le vizionați împreună. La al treilea subiect, lucrurile iau o întorsătură puțin profundă, și anume vorbiți despre visele voastre. Care este scopul tău în viață? De ce te trezești dimineața? Care sunt modelele tale? Acestea sunt doar câteva întrebări care îți dezvăluie adevărata persoană cu care vorbești. Nu este indicat să începi cu astfel de întrebări din prima, fie că vorbești față în față sau prin mesaje, dar mai târziu, după părerea mea, cred că sunt subiecte cruciale. Aceste întrebări pot duce la al patrulea subiect, și anume ce vrei să te faci, cum spunem noi, sau ce meserie vrei să practici. Locul de muncă pe care vrei să-l ai în viitor este bineînțeles modelat de principiile pe care le ai. Deci, aflând răspunsul la această întrebare, îți poți face o idee despre persoana cu care vorbești. Al cincelea subiect de discuție pe care, e adevărat, nu toată lumea îl poate aborda, cărți. Nu știu de voi, dar eu când aflu că fata de care îmi place mai și citește, sunt de două ori mai atras de ea decât înainte. Asta pentru că cititul transmite un anumit semnal. Semnalul că vrei să devii mai bun, că vrei să afli mai multe. Și asta pentru mine e super atractiv. Și dacă citiți amândoi, super, pentru că vă puteți face schimb de cărți preferate. Și uite așa puteți crea subiecte din ce în ce mai noi pe o perioadă mai lungă de timp, pentru că vă puteți trimite paragrafe preferate din cărțile respective și așa mai departe. Deci, al șaselea subiect de discuție cu fetele este unul ciudat, dar intrigant, și anume activitățile paranormale. Oamenii adoră să spună povești, dar și să asculte. De aceea poveștile cu fantome și filmele de groază sunt atât de populare. Dacă ai o poveste paranormală, nu ezita să o spui, pentru că este foarte ușor să captezi atenția cu așa ceva. Al șaptelea subiect de discuție este un lucru fără de care n-am putea trăi, deci foarte important, și anume mâncarea. Aflând ce fel de mâncare îi place, poți acumula informații prețioase despre o următoare posibilă întâlnire, pentru că știi deja unde să mergeți să mâncați. De asemenea, dacă nu ai idei unde să duci fata de care îți place, ai în colțul din dreapta al ecranului un videoclip pe care l-am făcut acum ceva timp înainte, cu 10 locații nu atât de comune pentru prima întâlnire. Și în final, al 8-lea subiect de discuție și o sursă nesecată de umor fără efort, mimurile. Nu știu dacă doar eu am impresia asta, dar Facebook-ul a cam devenit platforma de unde ții meme-uri și Instagram-ul locul unde pui poze. De fapt, acum 2-3 luni am șters Facebook-ul de pe prima pagina a telefonului meu și intru acolo doar când am nevoie de meme-uri noi. În conversațiile cu fetele este foarte important să arăți că ești prietenos și ai simțul umorului, iar meme-urile te ajută să arăți exact acest lucru. Acestea au fost doar niște idei pe care le poți aborda în mod general, dar poți fi și mult mai specific. Poți afla ce-i place din postările pe care le pune pe social media sau din timpul petrecut cu ea, din gesturi, din modul în care se îmbracă sau modul în care vorbește. Îi poți face o analiză și apoi să vorbiți despre subiectele care îi se par interesante, pentru că oamenii sunt diferiți și au personalități și interese diferite. Dar nu uita să vorbești și despre ce îți place ție, despre hobby-urile tale și să te simți bine. Asta e cel mai important. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dați follow și la pagina mea de Instagram numită Sticker, de unde puteți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei, livrarea este gratuită în Craiova și 10 lei în afară. Stickerele se pot lipi pe aproape orice suprafață, pe caiete, pe penare sau chiar
pe laptop. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita. Pune eu reușită, nu un ateu. Pa, pa!